Roșiile autohtone par a fi un subiect de mult apus. Piețele și supermarketurile sunt invadate de roșii frumoase, mari și lucioase, însă vin din import, iar pesticidele sunt folosite la discreție. Legumele sau fructele vin fără etichete, iar cumpărătorii nu sunt înștiințați despre substanțele folosite pentru creșterea și păstrarea lor. Testele efectuate anul trecut arată că unele legume românești depășesc limitele admise de chimicale. Mai mult, când vine vorba de fructe, doar 5% din culturi sunt verificate. Consumul de produse bogate în pesticide este asociat cu unele probleme de sănătate destul de grave. Pot apărea probleme serioase medicale, intoxicații, probleme pe care medicii le știu, le cunosc, dar noi nu recomandăm, așa cum am spus, nu recomandăm folosirea acestor substanțe. Pesticidele acționează ca agent cancerigen sau factor perturbator al sistemului hormonal. Evident, ideal ar fi să căutăm produse de la micii producători, care folosesc un număr mai redus de substanțe chimice. Iată câteva sugestii despre cum puteți deosebi roșiile de import care au fost crescute forțat de cele autohtone. Un indiciu clar atunci când tăiem o roșie în secțiune, în calota fructului, în pericarpul fructului, vedem un țesut lemnos albicios. Este iarăși un indiciu că acel fruct a fost maturat, forțat și ne îndoim de calitatea lui. Pe urmă, vedem, tăiem fructul și vedem că nu are semințe. În locul semințelor găsim un țesut gelatinos verzui. Este iarăși un indiciu că au fost maturate forțat și că este un organism la care s-a umblat foarte mult genetic. De altfel, când cumpărați legume sau fructe, nu vă lăsați influențați de aspectul lor. Produsele originare din România sunt de obicei mai puțin frumoase decât cele din import.